Buonasera. Sintagmei respective, a
Necologie Media, și domnul profesor Ciușac este implicat în cercetarea care a asumat limbile de forță ale acestui program de studii. În prezent lucrează la o carte, cred foarte sugestivă, inclusiv după titlu, A fi prezent într-o epocă a absenței, despre cele 7 păcate capitale ale vieții virtuale. Și ceea ce m-a impresionat ca viziune, inclusiv din interviul tradus în română de Silviu, care spune foarte mult ca viziune, spunea domnul profesor Ciușar, nu ar trebui să ne îngrijoreze atât ceea ce poate să facă unul cu tehnologia, ci ceea ce face tehnologia din noi. Spun că este foarte importantă afirmația de viziune, pentru că adesea și noi astăzi ne raportăm la tehnologie doar ca la un simplu instrument. Și spunem, mediul tehnologic actual este doar un instrument, depinde cum folosim tehnologia. În felul acesta, cred, fiind foarte amăgiți de ceea ce a însemnat interpretarea dată tehnologiilor tradiționale. Ori mediul tehnologic actual, și probabil domnul profesor o să prezinte câteva lucruri asupra acestor aspecte, mediul tehnologic actual, și știm foarte bine, mai ales de la afirmația deja cunoscută a lui Matthew Johan, mesajul este mediu, conectarea deja la un asemenea mediu înseamnă totodată riscul asumat de a nu mai putea controla, de a nu mai putea folosi doar ca un simplu instrument. Exemplul cu cuțitul e foarte tradițional. De a nu mai folosi doar ca un instrument mediul tehnologic. Și evident, plecând de la această viziune, Jacques Ellul deja a spus-o foarte clar în cartea lui din 52 deja și după aceea în cea din 84 despre sistemul tehnologic, a dezvoltat această perspectivă într-un mod absolut curajos, foarte, foarte lucid. Încă o dată, mă bucur foarte mult că suntem împreună, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă spuneam și în cadrul întâlnirii pe care am avut-o în birou la Părintele Decan, după discuțiile, nu vreau să divulg aici, bineînțeles, ce am discutat în particular, mai ales alături cu domnul profesor, dar vă spun și de față, cu public, deci cu asistența, și vă rog să nu aveți ezitări, să spuneți exact ceea ce gândiți foarte liber. La noi, corectitudinea politică, deși este tot mai prezentă, inclusiv în universitate, totuși, cred că încă putem spune ceea ce gândim, sper totuși, că putem spune ce gândim, fără ca de-a doua zi să existe consecințe de genul celor pe care le-a spus în particular. Deci rugămintea este de a fi cât se poate și la fel și pe dumneavoastră, o să vă rog, după prezentarea domnului profesor, să interveniți și, bineînțeles, întrebări, dar și comentarii, dacă aveți, legat de ceea ce o să prezinte domnul profesor. Rog pe Silviu, te rog pe Silviu, a prezentat poate într-un mod mai specific ceea ce ține de, în mod special, de preocupările domnului profesor Ciușa. Mulțumesc frumos! Bună seara! În primul rând trebuie să mulțumesc domnului profesor Levenica, a dat curs atât de ușor propunerii mele. Eu încă nu revin după o săptămână în care profesorul Ciușar a fost alături de noi, încă nu revin că lucrul ăsta s-a întâmplat. Pentru că inițial a fost un mail și o propunere și un gând și America părea foarte departe, pentru că America a venit și
primele propoziții, pentru că nu trebuie foarte mult ca să-ți dai seama cum e inteligent. Și are o calitate care pentru mulți dintre noi, cei de aici, este una fundamentală. Este credincios. Și atunci se pune întrebarea ce vede, ce percepe, ce înțelege un om inteligent și credincios într-o cultură care devine din ce în ce mai inumană. Și mai împotriva inteligenței și mai împotriva credinței. Am considerat, deci, că această vizită a domniei sale, care cu siguranță va fi urmată și de altele, pentru că e îndrăgostit de România, va fi foarte utilă pentru noi. Pentru că dacă am putea învăța câte ceva despre ce se întâmplă acolo, din sursa lucrurilor care vin acum peste noi în materie de progres tehnologic și așa mai departe, poate am putea, dacă nu, să prevenim, măcar să devenim conștienți de aceste lucruri. Și mi se pare o lecție esențială. S-ar putea să nu fie totuși nevoie să repetăm aceleași păcate, ci să înțelegem, să anticipăm și poate să ne ferim la timp cu voia lui Dumnezeu. Ce nu am spus sau am evitat să spun în comunicat, sau am spus foarte pe scurt, este că domnia sa are și un trecut, aș spune, extrem de secular, în sensul că a lucrat în publicitate timp de vreo 10 ani. Nivelul la care a lucrat domnia sa în publicitate, cred că face să fie foarte calificat pentru a spune anumite lucruri și pentru a ne da așa puțin o perspectivă a ceea ce se întâmplă deja și în România, poate la un nivel un pic mai. A avut în firma în care România s-a lucrat, a avut ca și clienți pe Disney, Sony, IBM și McDonald's. Adică niște persoane juridice absolut necunoscute la noi. Ce e foarte distractiv, mă rog, și asta care tot este că trecând pe un McDonald's, domnul profesor n-a putut să se abțină și a zis vreau să văd cum e Big Tasty U, că ăsta este un meniu de-al lor pentru cei care nu știu nici nu știu. E un Big Tasty și vreau să văd cum e în România, pentru că noi suntem cei care l-am branduit ca fiind Big Tasty. Inițial denumirea lui era Big Juicy, dar suna destul de sexual. Asta era o paranteză în legătură cu nivelul la care s-a ajuns acolo și totodată cu decizia domnului profesor de a nu mai activa în această zonă și cu siguranță vă povesti câte ceva pe parcursul acestei conferințe care este despre modul în care publicitatea de astăzi se folosește de anumite lucruri de care n-ar trebui să se folosească. Aș mai menționa ceva. Și aici e referitor nu la inteligența domniei sale, ci la caracterul său. Domnul profesor a acceptat ca toate conferințele pe care le-a susținut în România să nu fie remunerate. Nu a pretins nimic în schimb și eu mă zic să-i mulțumesc încă o dată pentru că altfel probabil n-ar fi fost posibil. Vă mai menționez că domnia sa este un cercetător într-un domeniu care al cărui care aș vrea să le rețineți pentru că s-ar putea să conteze foarte mult, indiferent dacă sunteți credincioși sau nu, se numește ecologie media. Și este o disciplină foarte nouă, apărută aproape de 50 de ani, care ar avea o extremă importanță pentru noi și pentru ce am putea să înțelegem din lumea asta prin această prismă nouă. Conferința pe care urmează să o urmăriți este o conferință, dacă nu tipică, cel puțin în puternică legătură cu acest domeniu numit ecologie media, adică analiza mediilor de informare în masă sau surselor de informare în masă, ca și medii ecologici, ca și medii înconjurătoare și mă detaliez. Și acum vreau să mă mai menționez că domnia sa parcurs profesorul România a trecut prin vreo 48 de țări cu diverse conferințe și cu diverse ocazii. Este foarte îndrăgostit de România. Am intrat în cât de multe biserici și mănăstiri am putut și nu cred că ați văzut foarte mult străini la fel de acceptați de ceea ce se întâmplă la noi și pentru mine a fost o surpriză pentru că m-a ajutat să înțeleg
The symbol on the top
used to be a symbol that people would organize their lives around. Simbolul din partea sus apostolului era unul în jurul căruia oamenii își organizau viața. But now, not so much. Dar acest lucru nu se mai întâmplă în prezent. Now, all the cultural energy and individual energy is going to the symbol on the bottom. Acum toată energia culturală și individuală este îndreptată către simbolul din josul imaginii. Our company can make your company a symbol that powerful. Are there any questions? Compania mea a arătat ce putere are acest simbol. Aveți orice fel de întrebare până acum? It was 1998, and I realized, Houston, we have a problem. And I went full-time to study under Neil Postman for my PhD. Acesta s-a întâmplat în 1998 și mi-a dat seama că ne-am confruntat cu o problemă destul de grea. Și atunci m-am reorientat și mi-am început să lucrez împreună cu Neil Postman. Along the way, my wife and I had a lot of children. That's a picture from 5 or 6 years ago. That's only 8 children. This is Lambert. He's number 9. And you can tell from his face, even he is shocked that we have 9 children. Historians traditionally deal with texts, but since the mutual accommodations between different activities within a culture seem often to be subliminal rather than intentional, texts may not be our most profitable sources. We must explore non-verbal symbols. Symbol comes from the Greek noun symbolon, which is from the verb symbolein, to throw together. We used to brand and put stamps on our animals. And then we started putting them on ourselves. And symbols started to become powerful, and suddenly the state started to put them on us. So we know that these symbols have very strong and very real power. And now most of us walk around with a symbol on us that we're not even consciously aware of. Și acum cel mai mulți dintre noi purtăm acest simbol fără să ne dăm seama măcar, fără să fim conștienți că se întâmplă acest lucru. Because it's a subliminal symbol, because it's a psychological symbol, because it's a spiritual symbol. Dar acest simbol poate un simbol subliminal, un simbol psihologic, un simbol spiritual. We know that religious symbols can evolve through time into political symbols. Știm că simbolul religioase în timpul secolului se devină simboluri politice. We know that religious symbols can evolve over time into consumer corporate symbols. Știm de asemenea că simbolul religioase pot deveni simboluri ale culturii corporatiste. And we know that they can evolve into brand icons. Știm că pot deveni logo-uri pentru companii. And we know this symbol very well in Christian history. The apple, which evolved into the apple. And evolved from the symbol of a religious story into a new secular cult. That it can evolve back again. Now, yeah, go ahead.
you can buy the lanyard that turns your iPod into a cross from iBelieve.com for $12.95. Și știi că acest simbol poate să facă și drumurile sensibile, deci acum putem să cumpărăm o aplicație care ne transformă telefonul iPhone într-o cruce pentru doar 12 dolari. But the cross was not the first Christian symbol. One of the first Christian symbols was the fish. Crucea nu a fost primul simbol creștin, totuși, primul simbol de acest tip a fost creștin. And the fish's Greek letters for ichthys stood for Jesus Christ, God's Son, Savior, in the Greek. Iar literele care au fost pentru pește, în limba greacă, ictus, au legătură cu Iisus Hristos, de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Salvator. And the fish was also symbolic of the spiritual ascent of the soul as it climbed towards the heavens. Peștele simboliza și ascensiunea spirituală a sufletului. Even in ancient Chinese art, the symbol of the fish or the koi jumping out of the water, it was a symbol of enlightenment. Și în tradiția chinezească, simbolul peștelui koi care sare din apă este un simbol al iluminării. This is also a symbol of the study of the new discipline of media ecology. Acesta este și simbolul noii științe de ecologie medie. Which is not a religious study, it's a secular study, but four of the founding fathers were religious. Este un domeniu secular care studiază teme seculare, dar patru dintre temetorii acestui domeniu erau persoane religioase. Media ecology is the study of media as environments. Ecologia media studiază media din punct de vedere. And the reason this is a symbol of it is because Marshall McLuhan said, we don't know who discovered water, but we know it wasn't a fish. Și s-a ales acest simbol deoarece Marshall McLuhan a spus că nu știm cine a descoperit apa, dar știm că nu este vorba de un pește. So in order to perceive the media as water, as a medium that you're swimming in, you have to be a fish out of water. Deci pentru a putea să vezi media ca un mediu care te înconjoară, care nu se trebuie să fii ca un pește uscat, un pește în afară. Which is why I don't have a television or internet or a cell phone. Și de aceea eu nu am un telefon mobil, nu petrec timpul pe internet. So that I can see the water. Pentru a putea să privesc apa. And is why you and most of my friends always ask, but how can you live without it? Don't you feel like you can't breathe, like a fish out of water? Și de aceea vă las pe prietenii mei, dar cum puteți să trăiți în acest fel? Nu simțiți că nu puteți să respirați ca un pește scos din apă? And the answer is that you have supplied me with water, so thank you. I'm going to drink a lot of water. Și răspunsul este că mi-ați prezentat apă, vă mulțumesc, voi bea suficient pentru că nu sunt prietenii mei. We know that when political conditions change, symbols mutate. The faith that this symbol represented had to lose the text in 54 AD when Nero started persecuting Christians. În 54 anul Domnului, când a început execuția creștinilor, simbolul acesta s-a transformat și nu a mai fost însoțit de text. And you may know the famous story. Two Christians would meet on the road and they wouldn't know if the other one was Christian. So the first one would do this with his foot, just draw a mark in the sand. Poate cunoașteți povestea, atunci când doi creștini se întâlneau pe un drum, nu știau care și celălalt este creștin la rândul său și apoi și unul din ei desenau o linie pe nisip. And if the other one was a Christian and knew the symbolic code, și dacă cealaltă persoană era la rândul său creștină și știa acest cod, acest simbol, then he would stand this way and draw a mark this way, with this one. S-a așezat în acest fel și desena la rândul său o linie cu piciorul. And they would establish that symbol and they would know, ah, it's safe to talk about where is the meaning for worship this week.
Suntem formați simbolul pe care îl vedeți și atunci cei doi știau că sunt în siguranță, dar nu putea să discute. So spiritual survival depends on knowing very subtle communication codes. Deci, supraviețuirea spirituală depinde de cunoașterea unor coduri de comunicare foarte subtile. That's true under conditions of political oppression. Este ceva adevărat în condiții de opresiune politică. But it's also true under conditions of commercial or consumer oppression. Dar acest fapt rămâne adevărat și în condiții de opresiune comercială. We know that sometimes symbols change throughout a century. Știm că simbolurile pot să se schimbe la un secol, un secol. And that one has changed two more times since 91. And sometimes symbols change within our lifetime. The Nike swoosh went textless because with global advertising, you don't need the word anymore. Even though the word Nike was the Greek goddess for victory, everybody knew that swoosh meant Nike, so they got rid of the word in 1996. Simbolul swoosh de la Nike a renunțat la text în epoca publicității globale. Toată lumea știa că acest simbol swoosh este asociat cu Nike, așa că au renunțat la cuvânt care provine de la numele zeiței Victoria Nike. So your symbol can lose the text for reasons of political oppression or for reasons of commercial success. Deci, un simbol poate să renunțe la text din motive de opresiune religioasă sau deoarece a avut succes comercial. And sometimes we see a symbol all the time, but we don't know that we've seen it because it's subliminal. Se poate întâmpla să vedem tot timpul un simbol fără să ne dăm seama că l-am văzut, deoarece acest acțiune a subliminal. You've seen this symbol 17 times already tonight. Deja ați văzut acest simbol de 17 ori până acum. But you haven't seen it. Dar nu l-ați văzut, propriu-zis. And even if I wasn't here, you would have seen this symbol probably 3 or 4 times today. But you wouldn't have seen it. Chiar dacă nu ați fi fost acum aici, tot ați văzut acest simbol de 3-4 ori astăzi, fără să vă dați seama că l-ați văzut. Because it's hiding in plain sight. It's hiding in plain sight, in full view. Deoarece acest simbol se ascunde la vedere, cum se ascunde. In the middle of the FedEx logo. Right there. În mijlocul logo-ului FedEx, de acolo. When Federal Express redesigned their logo in 1986, they put that in there as an Easter egg for the careful observer. Atunci când Federal Express își modifica logo-ul în 86, au introdus acest simbol pentru cei care se uitau cu atenție. So turn off your cell phones right now. Așa că vreau să închideți telefoanele mobile chiar acum. Because to follow this presentation, you have to pay very close attention. Deoarece pentru o prezentare trebuie să fiți foarte atenți. The Nike swoosh is a symbol that is the most powerful sports marketing symbol on the planet. Simbolul swoosh de la Nike este cel mai puternic logo de pe planetă, în lumea sportului. But if it's just a shoe company and the shoes are made in the same factory and sold at the same price as Adidas, Fila, you name it, why is it so powerful? Da, dar este vorba doar de companie care produce încălțăminte, care este fabricată în același tip de fabrici, vândută ca la același preț ca Adidas sau alte marci. De ce este atât de puternic? The answer is because it's not just a swoosh, it's actually a check mark. Și răspunsul este că aici nu este pur și simplu un simbol swoosh, este de fapt un simbol văzut. For 20 years of schooling, everybody in the world dintre 20 de ani cât suntem la școală, toată lumea din întreaga lume receives this mark, this symbol, this nonverbal symbol as a mark of approval from moral authority, the teacher. Primește acest simbol ca un semn de aprobare din partea autorității morale pe care îl avem în acest moment, respectiv profesorul. If it's just a check mark, then you should be able to sell anything with a check mark if that psychological insight is true. Când vorba de un simbol înseamnă aprobat,
Înseamnă că se poate vinde orice cu ajutorul său. You should be able to sell sugar. Ai trebuie să puteți vinde zahăr folosindu-l. You should be able to sell telephone service. Servicii de telefonie mobilă, de asemenea. You should be able to sell beef. It's what's for dinner. Haine de bifă, de ce nu? You should be able to sell credit card systems. Sisteme de cărți de credit. You should sell pharmacies. Farmacii. You should sell fashion. Clothing. You should sell dish laundry detergent to wash your clothing. So you should be able to sell shoes. You should be able to sell tax software. Software. Computer software. You should be able to sell the entire department store. You should be able to sell an entire city. You should be able to sell an entire country. You should be able to sell the entire industry of advertising that sells you things. This is the symbol for the Association of the Advertising Standards Association in Britain. So then why is it so powerful as a sports marketing tool? Și atunci de ce are atât de multă putere în domeniul marketingului pentru produse sportive? Why did it make this man so rich? De ce a devenit acest om atât de bogat cu acest produs? Or this man's hair so bad? Sau de ce pare acest om atât de mulțumit aici? Or this man's tattoo? Sau de ce această persoană și-a tatuat simbolul? Or this man's scar. Sau de ce acest bărbat a tatuat această cicatrice? And in America, why did a suicide cult that killed 26 of its members wear this shoe when committed suicide? De ce s-a întâmplat ca în Statele Unite, membrii unui cult care s-au sinucis în masă, au decis să poarte acești pantofi atunci când au luat? Because symbols are very powerful. And because those who crave light, those who crave the symbol the most, who desire the symbol the most, are those who have received it the least. Who are they? Despre cine este vorba? The athletes. Despre sportivi. In America we call them dumb jocks. The dumb jocks. The athletes that didn't do well in school. În America se spune despre ei că sunt cei care nu s-au descurcat foarte bine în școală. So the Nike swoosh in red, teacher's red, is a leveling of the playing field, the psychological playing field, between the athletes and the academics. Așa că simbolul sus de la Nike, cu culoarea sa roșie, funcționează ca un sistem care egalizează psihologii, care duce la o echilibrare din punct de vedere psihologic între persoane. Like an icon, the Nike swoosh acts as a window into a higher spiritual reality. I'm a success. I am approved of by moral authority. Simbolul swoosh arată succesul, acționează ca o cale de acces către un nivel superior. Eu am avut succes, am o parte de aprobare, spune acest simbol. That's a brief analysis of one symbol, but of course, America and now the planet is run as an entire culture of symbols. Aceasta a fost o analiză succintă a unui simbol, dar evident, acum și Statele Unite și întreaga lume sunt dominante de o cultură. Wittkauer put it this way: for the arts, visual and non-visual, and the sciences are moving in the same direction. Our concern is no longer description and classification of phenomena, but investigation of function and meaning. Artele vizuale și non-vizuale
informația duce la recunoașterea tiparului. There's too much information. Este prea multă informație. You can't analyze all of it. Și nu poate fi toată analizată. So you have to step back from it and see the pattern, big picture. Așa că trebuie să faceți un pas înapoi și să vedeți imaginea în ansamblu. Like in this painting, the further back you step from Gaia at 20 feet, the Salvador Dali painting, the more you see it's a portrait of Abraham Lincoln. La fel ca în cazul acestui tablou, cu cât vă depărtați mai mult de el, vedeți că acest tablou de Dali reprezintă de fapt un portret al Abraham Lincoln. Dali was working off of Bell Labs research in 1976, and Dali's principle, the photomosaic principle, is the basis for all the photomosaic tile software you have in your computer right now. Dali folosea în activitatea sa descoperirile făcute de Bell Labs în 76, iar acest concept al fotomozaicului este aplicat acum și pentru crearea imaginilor pe care aveți dumneavoastră pe telefonul lui. This became a pop culture manifestation in 1996 with Truman Show, the first time it showed up in the mass culture. Aceasta a devenit în 1996 o manifestare a culturii pop. Imaginea pe care vedeți acum în spate. And this is also the basis for the cover of the book that is coming out in a couple of years. Și același concept stă la baza coperții pentru cartea pe care o vedeți acum și care va apărea. All the tiles in the photomosaic of this particular cover are all corporate logos. Toate. It's hard to see from a distance, but you can get close to this. It's a complete and total system. It's a complete and total hierarchy. And so in comparing it to its closest analog, we had to go back in time to the medieval Catholic Church. And by Catholic, I mean universal church before the split between East and West, and then after that, before the split between Protestant and Catholic. Ne facem un timp până la simbolurile bisericii catolice medievale și a trebuit să ne îndreptăm spre bucarii dinainte, spus medie, est și vest și a spus multe milioane în protestantismul. This is the great chain of being from Return to Christiana in 1579. Aceasta este lanțul creației din retorica creștiană. And it shows God in the heaven. Christ at his right side. Avântul în dreapta lui Iisus Hristos. Underneath that is the angels. Iar mai jos se află îngeri. Underneath that are humans. După aceea oamenii. Underneath that are birds. Mai jos de ei păsările. Underneath that are fish. Sub de peșii. Underneath that are land animals. Animalele terestre. Underneath that are plants. Plantele. And underneath that are minerals, earth, dirt, mud. Și mineralele și pământul. And at the very bottom, underneath all of it, is hell. Și sub toate acestea se află iadul. When the Church Fathers adapted the Neoplatonic and Stoic concept of the Logos to Christian revelation, they committed the Church to many centuries of symbolism and allegory. If you just want to read that whole thing, that's what I'm going to say. Atunci când părinții bisericii au adaptat conceptul logosului, concept stoic și neoplatonic, pentru a avea revelații creștine, aceștia vor imprima bisericii pentru multe secole, pentru că sunt însoțite simbolistică și alegorie. Rezultatul a fost că, pentru o perioadă îndelungată, lumea exterioară a fost văzută ca o rețea de analogii, care exemplificau și susțineau structura interioară, structura lumii interioară omului, cu punct de vedere psihologic și moral. Lumile interioare și exterioare se aflau
conjugătate, natura umană și organizarea politică. So even though life in the Middle Ages was nasty, short, and brutish, and you died young compared to now. Deci chiar dacă viața în Evul Mediu era dură, scurtă și foarte dificilă și mai tânără în față de ce se întâmplă în timpul de moderne. The medievals had a very high degree of psychological, or what we might say, spiritual security. Omul medieval avea un moment înalt de siguranță spirituală. They did not have anything like the levels of depression in the 20th century that we have. Nu exista incidența atât de mare de depresie pe care o vedem astăzi în secolul al XX-lea. They didn't have anything like the levels of anxiety and stress that we have. Nu exista o problemă atât de mare cu anxietatea și cu stresul. They didn't have a suicide rate like we have that is higher than the homicide rate, something that has happened for the first time in human history in the last 10 years. Și nu exista o rată a sinuciderilor atât de ridicată, care în momentul de față este mai mare decât rata crimelor, lucru care s-a întâmplat tot în prima dată în ultimii ani. It was one of the fundamental character traits of the early Christian and medieval mentalities that the signifying, symbolizing, and allegorizing function was anything but arbitrary or subjective. Symbols were believed to represent objectively and faithfully various aspects of the universe that was perceived as widely and deeply meaningful. In other words, it was symbolic of something real, metaphysically real. Una dintre trăsăturile fundamentale ale creștinismului timpuriu și mentalității medievale era că funcțiile alegorice, simbolice și de significanță nu erau în niciun caz egalitare sau subiective. Se considera că simbolurile reprezintă obiectiv și foarte fide diverse aspecte ale Universului, care erau privit ca plin de însemnătate. So, between the spiritual and the physical, there was not the Gnostic split that we have now. Deci nu exista această scisiune între spiritual și fizic pe care o avem astăzi. There was a fine gradation from fullness and plenitude in God all the way down through layers of privation to nothingness and emptiness in Satan and hell. And man, există o gradație foarte fină de la plenitudine și de la bogăție asociată cu Dumnezeu până la un grad tot mai mare de lipsă până când se ajunge la cea mai de jos nivel al iadului. And the metaphysical struggle between heaven and hell, between God and Satan, took place in the very heart of man, in the very center of man's being, which is why the Greek myths had the liver and the stomach as the center of the soul. Above the stomach is the heart and the mind, elevated to God. Below the stomach are the genitals and the sexual desires, pulling you down. So man was the location of the metaphysical war. Iar lupta metafizică din bine și rău, dintre Dumnezeu și diavol, se vedea în inima omului, deci în interiorul omului, de aceea și mentalitate, și aveau o reprezentare asemănătoare cu ficatul și stomacul, drept o zonă foarte importantă care împărțea în două deasupra acestora se afla creierul, inima omului, iar sub ele se aflau organele genitale și ce era asociat cu impulsurile. Deci omul era centrul luptei metafizice dintre cele două. You saw in the Great Chain of Being this exact same thing, with man as the middle being on the state between the two other types of beings. Și vedeți în această reprezentare același lucru, omul se află la mijloc între cele două capete opuse. And this is one of the reasons, not the only one, but one of the reasons why it was such a shocking idea for Christian theology to claim that Christ was God incarnate in a man, because it meant God had humbled himself to enter the level of our struggle. It was very, very radical idea. Este unul din motivele pentru care era o idee atât de radicală, faptul că Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu întrupat. Era ceva sub radical să consideri că Dumnezeu s-a coborât până la acest nivel omenat.
story of Scripture. Dumnezeu a creat mai întâi păsările și peștii și după aceea animalele terestre, conform Scripturilor. In the story of evolution, the fish came first, then they crawled onto land, then they grew wings and fly. În teoria evoluției, peștii au evoluat în animale terestre care după aceea au dezvoltat arii pentru a urca să se înboare. So we don't often recognize it, but even the Christian story and the medieval story of the hierarchy of being has a different sequence of speciation. Deci nu ne dăm seama întotdeauna, dar până și ideea creștină și medievală a ordinii speciilor, a ierarhiei speciilor, diferă de cea de acum. How you doing? Cum vă simțiți? Tutto va bene? Okay, still awake? Okay. For the academics and scholars in the room, if you're taking notes, you want the source material. The two key source materials you should know are A.O. Lovejoy, The Great Chain of Being. Yep. So the thing that was highest on the chain in a specific category was highest because it was close to the lowest thing in the next category above it. Un element se afla pe punctul superior al altului, de aceea se afla aproape de cel mai jos element al următoarei categorii. And the thing that was on the lowest part of the chain in a specific category was lowest because it was closest to the thing that was highest on the category below it. Și elementul care se afla partea cea mai de jos a unei categorii se află acolo deoarece era cel mai aproape de elementul superior al categoriei de subtul acestei. So, for instance, the lowest bird would be similar to the highest fish, or the highest land animal would be similar to the lowest fish. And you'll see some of it wasn't consistent, but there was a certain symbolic way they read the universe. And here are four examples. Just as God is in the details, so too is understanding medieval symbolism in the details. So Christ is the highest human,
ever. He's the highest human of all humans. Hristos este ființa supremă, este cel care se află pe cea mai înaltă poziție din categoria oamenilor. Because he is God. Deoarece el este Dumnezeu. And Judas is the lowest human on the category of humans. Judas este cel mai de jos om din categoria oamenilor. Because he betrays Christ. Deoarece l-a trădat pe Hristos. You remember in Dante's Inferno, he's in the center circle of hell, frozen in the edge. Vă amintiți și din scrierile lui Dante, acesta se află în cel mai de jos nivel al iadului. And Christ says of him, it would be better that he had never been born. Dar Hristos îi spune că a fost mai bine dacă nu s-a fi născut în loc, spune această numire. Which is to assign him the value of mud or dirt or filth. În acest fel îl asemenea cu orgoliu, cu mizeria. But the complementarity on the chain is that they are necessarily complementary. Without Judas's betrayal, we don't have a savior in Christ. Da, în ierarhia aceasta există relație complementară între cei doi. Este necesară existența amândouă, pentru că fără predarea lui Iuda nu am avea un salvator. So the highest animal is the lion. Animalul cel mai de sus este leul. He's the king of the beasts. Este regele animalelor. And the lowest animal is the snake or the worm or sometimes the oyster in medieval symbolism. Cel mai de jos animal este șarpele sau pietrele și uneori în limba aceasta medievală, scoica. And I'll just talk about the oyster. But the oyster is an animal, but it lives in the mud as though it's a plant, so it's very low. Scoica este un animal, dar trăiește în mădoi, deci are o postură destul de joasă. So the lion is a symbol of Christ in some of the symbolism. Leul este un simbol pentru Hristos în anumite situații. But the oyster is the lowest. Dar scoica este cel mai de jos element. But the oyster doesn't just live in the mud and in the filth. The oyster also produces the pearl. Dar scoica nu doar crește în mădoi, dar produce și perle. And the pearl is the pearl of great price. From scripture. The pearl that the oyster produces is symbolically the pearl of great price. Of high value. Iar perla simbolizează ceva de mare valoare. And so, again, you see the complementarity and the paradox of the symbolism. It's more of a circular system than a linear system. Vedeți din nou relațiile de complementaritate și paradoxurile în această ierarhie. Este mai degrabă o relație circulară decât o ierarhie strictă. The highest mineral is gold. Cel mai apreciat mineral este aurul. It's the first metal mentioned in the Bible in Genesis. Este primul metal menționat în Biblie, în Geneza. And it's one of the last metals mentioned in Revelation about heaven. Și printre ultimele menționate în Revelație, atunci când se vorbește despre rai. And the lowest mineral is mud or dirt or feces. Iar pe partea cea mai de jos se află mădoiul sau praful sau material fecal. But mud or dirt is what God used to make Adam out of the clay, out of the mud. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Adam din lut, din mădoi. And so you see the Christian pattern and symbolism for the medievals was that paradox of complementarity where the first shall be last and the last shall be first and from the least of these the greatest things can come. Deci vedeți că aici subliniat modul de gândire al celor din epoca medievală referitor la complementaritate, referitor la paradox în care cei din urmă vor fi cei întâi, cei din tâi vor fi cei din urmă și din cel mai de jos element poate să apară unul dintre cele mai prețuite elemente. Robinson said, all Western Europe formed a single religious association from which it was a crime to revolt. To refuse allegiance to the church or to question its authority or teachings was reputed treason against God and punishable with death. Robinson a spus că întreaga Europa Occidentală a format o singură asociere religioasă și era o crimă să te opui acesteia. A refuzat să fii credincios bisericii sau a
essence, they did not reach into a world beyond this. Can you read that all apart? He's speaking and the sound isn't coming through, so I apologize. But what he's saying is, this is the most beautiful thing he's ever filmed. This bag is just dancing with him. And that's when he knew there was no reason to be afraid of anything ever, because there was this entire life behind the surface of things. Communist countries, the government was on top, the merchants
were settled in the pre-sumer economy. În secolul al XX-lea, ea s-a schimbat în țările capitaliste, comercianții s-au dat pe primul loc, guvernul al doilea și cumpărătorul pe primul loc, în timp ce în țările socialiste, guvernul s-a dat pe primul loc. And that's the basic overview of the medievals. And then what happened? Aceasta a fost o privire la asamblea asupra epocii medievale. Was the printing press was invented, the Reformation happened, this led to the Renaissance, this led to the Enlightenment, this led to the Industrial Revolution, and this led to the 20th century. And what was supposed to happen, according to the scholars, was religion was supposed to die and utopia was supposed to come around again through a perfectly idealized nation state or a perfectly idealized consumer state. But utopia was about around the bend. Ideals of Nazism and the ideals of Nike are the same ideals youth
American culture at least, it's okay to be spiritual as long as you're not religious, and as long as your spirituality is just a form of psychological mental health and you don't spread the disease too far. Și de aceea, în Statele Unite, este în regulă să fii spiritual dacă nu ești religios și atât cât nu îi contaminezi și pe alții cu ideile care sunt spiritualitate. So, in this new world, it's the Puff Daddy philosophy. It's all about the Benjamins, baby. Așa că, în această lume nouă, ce contează este filozofia lui Puff Daddy. And God and religion is seen as a crutch for the old-fashioned and the weak-minded and grandma. Iar religia și Dumnezeu sunt priviți ca un fel de ajutor pentru cei mai slabi, mai debili, mai vârstăși pentru cine noastră. And second only to the market and money and God and gold, you should care about the environment, plants, and the environment, natural world. And second, third to that, you should care about animals. And then after that, you should think about humans as the lowest and least. These are the problem. These are the people having 9 children, overpopulating the planet and ruining the ecosystem. And at the very bottom, people that believe in God should be tolerated, not shot just yet, but tolerated just barely. Se află mediul plantele, deci. Și după aceea, pe al treilea loc, se situează animalele și abia după toate acestea și oamenii care sunt tot problema ei, după fiindcă populară, ei au 9 copii și ne fac atâtea probleme. Și pe ultimul loc, credincioșii care trebuie tolerați, bine, să nu-i împușcăm, dar să-i tolerăm. Gold is at the top, it's still the standard commodity value money of all national and international markets. But it's also strangely associated with the thing at the bottom of the medieval chain of being mud, with feces specifically. And this came out when Carl Jung had his horrible vision at age 12 in 1887. He said, I saw before me the cathedral of Boston. Dar se asociază în mod paradoxal și cu elementul cel mai de jos din ierarhie, cu mizeria, praful, cu materia fecală. Această asociere a apărut atunci când Carl Jung a avut revelația următoare. Și am văzut în fața mea catedrala din Basel, cerul albastru, Dumnezeu înșeală pe tronul său auriu, sus deasupra lumii, și de sub tron, cade materie fecală pe acoperișul cel spiritor, îl sparge și sparge peretele catedralei făcându-l părinte. Is that translated well? Now, the highest symbol of success you can have today in this world is if you can shit in a golden toilet like this. It's the highest proof of your success. And that's not just one example. The other example is that the actual selling of Merda dell'Artista started in 1961. And when Pietro Manzoni sold this, he sold it at the market price of gold per ounce. Și celălalt argument este că în 1961 a avut loc s-a comercializat Merda dell'Artista pe care Pietro Manzoni a vândut-o la prețul greutății sale de aur. So we see, even now, we still have that same paradox and complementarity of the medieval system, but it's everything's upside down. Under technological conditions, these are the new rules. Not only is it all about the Benjamins, as P. Diddy says, but Levitt and Dubner, in economics, they say,
Whereas morality describes the world as it should be, economics describes the world as it really is. Și acum, suntem pe care noi domnesc pe noi, și cel bun am anumit în următor. Avem citatul din Pasapitului, contează doar banii, și avem un citat din Freakonomics, care spune că moralitatea despre lumea așa cum ar trebui să fie, împinge economia despre lumea așa cum este de fapt. So in America right now, this on the left is a crime against the state to destroy paper currency, even though it's not backed by gold. But on the right, for an artist to submerge the cross of Christ in his own urine, he is federally funded and paid for and celebrated. Family that owns Trader Joe's and Aldi selling a soap called Next to Godliness.
And so here we are again with the new medieval symbol, the dove. And it's a symbol, but it's a symbol of much less. It's a whiter white, it's purity, but it's a biological purity, not a spiritual cleansing. So here's the difference. Medieval Catholicism invested the secular world with sacred meaning whenever they could. But contemporary culture, by contrast, divests the world with sacred meaning whenever it can in order to make a secular profit, to sell you something. Unui artist
David Brooks put it this way: if T.S. Eliot were alive today, he'd open a chain of home furnishing stores called Objective Correlatives, and each object in them would be the physical expression of some metaphysical sentiment. David Brooks dacă fiind atât mai bine astăzi, are deschide un lanț de magazine de decorațiuni pentru casă, pe care îl dau de domenii corelative obiective. Fiecare obiect din magazin ar fi manifestat fizică, al unui sentiment metafizic. But that does already exist. This is what nature looks like. Dar acest lucru deja există. Here's the taxonomy of the species. Dar taxonomia speciilor. Alligator, apple, bat, ball, butterfly, camel, crane, deer, you see all of them have been taken up. From the insects, to the snakes, to the fish, to the birds, to the other animals, land animals, rabbits, dogs, bears, bulls, deer, horses, cats, lions. The lion is still symbolic of majesty and grandeur, like the medievals, but he's no longer symbolic of Christ. He's symbolic of a financial institution and a movie company. If you want to feel innocent again, you can buy the brand.
If you want to experience the supernatural, there's makeup for you. The entire universe
is an immense cosmos into which the individual is born and which is presented to him as an immutable environment in which he must live. This is how Max Weber put it in the process, I think, in the Spirit of Capitalism. And he was being hyperbolic when he said that in 1905, but it is now the entire universe, brand new. There's the entire universe of our solar system. There's now a There's now so much branding of the universe that there's now competition for the same symbols. So there's now two dove bars. And they both use the same symbol, but one is soap and one is ice cream. And sometimes these symbols go to war with each other in a court of law. The Exxon Tiger got sued by the Kellogg's Frosted Flake Tiger because they said it would confuse the consumer. And the gas station said, "We sell gas, you sell cereal. How would you get confused?" And the cereal said, "You sell our cereal in your gas station." And they won the case. WWF had a fight with WWF. Wildlife Federation had a fight with Worldwide Wrestling Federation. It was a smackdown. Avem și o luptă între Worldwide Federation, o federație pentru salvarea animalelor, și o federație de wrestling, și lupta a fost destul de inegală. It was the animal lovers versus the humans. Who do you think won? The animals, Wildlife Federation won, exactly. The evaluation of the human below the animal is now everywhere in the culture. In 1994, a woman fell into a cage with a lioness, in a zoo in San Diego. And the lioness killed the woman. Now the lioness had two baby cubs. And the woman had two children. The zoo shot the animal, but then they immediately set up a collection fund for both the orphans of the lioness, the cubs, and for the orphans of the human babies. Which collection plate do you think earns more money? The lioness. The brand universe is so crowded that now we have brands that are anagrams of each other. So you can take any one brand and use it to rearrange the letters and spell another brand. Now in a religious sense, in the book Technopoly, what Neil Postman says is that there's no law against this. What we're talking about here is not blasphemy to use religious symbols to sell consumer products. He says it's worse than blasphemy. It's trivialization against which there can be no law.
spune că nu ne confruntăm cu blasfemie, ci confruntăm cu ceva mai rău și pe care este mai dificil de lucrat, și anume cu trivializarea simbolurilor religioase folosite în acest fel. Do you know the only reason you can't buy Jesus jeans today? Știți de ce nu puteți să cumpărați blugi Iisus astăzi? Because when those advertisements came out in the 70s, there were still enough faithful Catholics to get morally outraged and demand to stop. A few years ago, the brand was resurrected because they realized it's a more secular age now. And now, as far as I know, you still can get Jesus jeans, but they don't advertise as much. So only the hipsters know about them. Max Berry says, marketing is the biggest industry in the world, and it's invisible. It's the world's largest religion, but the billions who worship it don't know it. It's vast, insidious, and completely corrupt. And what he means is, they don't recognize it as a religion, even though that is what it is in its symbol system. Max Berry has said that marketing is the biggest industry in the world, and it's invisible. It's the biggest industry on the planet. It's venerated by millions who don't know this. So now the corporation, they don't care if you're good or bad. They don't care if you're a sinner, an angel or a devil. They don't care if you're saint or sinner. They just want you to know, whichever one you are, we have a product for you. And so now you see more and more symbolism of both angel and the devil in the same advertisement. Companiile nu le pasă dacă sunteți bun sau rău, dacă sunteți un înger sau un demon, dacă sunteți un sfânt sau un păcătos. Ei vor ca dumneavoastră să știți că indiferent ce ați fi, au produsul potrivit pentru dumneavoastră. Așa că avem un mare de reclamă. So a collapsing of the hierarchy. So the angel or devil in you, Campari, is your product. For angel or devil, this snack bar is your product. And now, of course, you probably don't think it's necessary to separate them between an angel and a devil, because one person can be both. So you have an angel and devil. And this was the primary insight that the documentary filmmakers of the corporation had, and they used the symbol for their cover of their movie. But your mother says, but shopping can't buy you happiness. Your mom, she says, you can't buy happiness. But mother just doesn't know where to shop. I can be joyful, I can buy happy from Clinique. And everywhere I go, the consumer world wants to sell me total satisfaction and happiness. They want me to have life and life more abundantly. So if I want to leave this world and do something real, because this is so fake and artificial, I want to do something real. It's hard because something real has already been taken by a brand. If I want to go have the simple life,
it's too late because that's already a shoe company. Simple. If I want to keep it real simple, I've got a problem. That's a magazine I can subscribe to. So the problem is critiquing this state of affairs is impossible. Thomas Frank called it commodifying your dissent. The critique itself has been co-opted by the system that sells you the thing you are critiquing. So this is a New Yorker cartoon criticizing a planet taken over by Disney. It's a critique. It came out in 1998. But in 1997, 1 year before, Disney beat them to the punch with this advertisement. Callie Lassen, he said, the brand, the product is you, you're the one being sold, and that was a critique. But a year before, somebody else had written a book in which the brand was on your forehead, and you knew about it, and you accepted it, you liked it. In the middle 1990s, this made the comedian Bill Hicks very angry. He said, quit putting a dollar sign on everything on the planet. And that clip, that little piece, is called Marketing and Advertising by Bill Hicks. And you can buy it on iTunes for $1. Totally commodified to sell. Here are some other critiques of consumer culture. Christ died for your sins on the blockbuster covers, your consumer sins. Here's Robert Zembella's Santa Cross, the Santa Claus on the cross of consumerism. Here's Banksy, the graffiti artist, his version of it. And Max Weber says, if you don't accept this worldview of the political commercial hierarchy of interest, and if you don't make yourself successful under the capitalist system, you will be left behind and go under. Here's how Agent Smith put it to Morpheus in The Matrix about humans. Well, it's not, again, the sound isn't working, so I won't play the whole thing. But what he says is, you humans are a virus, you're a plague. You just breed and destroy the ecosystem, and we're here to take care of that by killing you. In 2008, humans were listed as the species of least concern for extinction
by the International Union for the Conservation of Nature. În 2008, oamenii au fost invitați drept specie care nu prezintă niciun grad de risc de a deveni extinți, de către Uniunea Internațională pentru Protejarea Naturii. But in reality, it's just the opposite. The phenomenon is what sociologists and demographers call demographic winter. Winter. So in 1946, the year of the baby boom, the average American had a 923 square foot house and they had three children. 60 years later, they have a 2300 square foot house and they have one child. Now any species that doubles its habitat size while having its offspring size is a species that biologists put on the list of endangered species. În 1946, când a avut loc o explozie demografică, în Statele Unite, familiile aveau 3 copii și o casă de 920 de picioare pătrate, iar 60 de ani mai târziu au case de In 2008, Ecuador also gave nature the same rights as humans. And if you look at after comparing the last two pictures as examples of medieval and modern symbolism, we may say that only the medieval one tries to answer Gauguin's question. The Middle Ages could answer such questions because the dualism or polarity of life and death was resolved through the Christian unification of a created with a redeemed universe. Trebuie să ne
educated Christians to make it straight again. Mai este de lucru drumet și nu avem nevoie de învățământă din partea creștinilor care sunt educați pentru a putea îndrepta. We will have to start with the very young and the next generation. Va trebui să începem cu cei foarte tineri, cu generația următoare. And we will have to give our business to corporations that do not make fun of religious hierarchies or symbolism. Și va trebui să susținem afacerile celor care nu iau în derivere simbolurile religioase. This is one of the only examples I know in America of a company that actually respects religious symbolism and hierarchy because it's a bread company and they say not by bread alone, and it's an especially nice phrase because in American English the word bread also has a double meaning of money. Acestea sunt doar puține exemple de acestea din Statele Unite. Este vorba de o companie de comunicație, Virgin Prime, și spune în reclamă că nu bread and all God's people said, Amen. se produce o deturnare mult mai eficientă.
Și din punct de vedere teologic, aș vrea doar să atragă atenția asupra unui fapt cunoscut mai mult de cei care sunt familiarizați cu teologia. Prepoziția anti, în limba, în greacă veche, înseamnă în locul lui, nu a fi împotrivă. Noi de multe ori traduceam și anticrist, a fi împotriva lui Hristos. Anticristul este, de fapt, în locul lui Hristos. Și e mult mai periculoasă această atitudine, oarecum implicită, nu atât de a contesta într-un mod explicit, sau de a avea o atitudine anticristică, ci mai ales de a substitui autentic, de a substitui experiența religioasă, de a substitui religia, așa cum am văzut, iată, magazinul în societatea consumului, de a vedea, de exemplu, că mall-ul este noul templu societății de consum, sau magazinele care preiau simbolurile forță din creștini sau din marile tradiții religioase, iată, ajungem să avem și bere ales, nu doar bere ales, nu doar popor ales, de a trivializa într-un mod în care religia este deturnată, într-un mod foarte eficient. Apreciez curajul care, în mod explicit, domnul profesor a făcut această prezentare și această radiografie foarte concentrată și foarte sugestivă. O să vă rog să interveniți personal, să puneți în limba română întrebările sau comentariile pe care le aveți, să le exprimați în limba română. Înainte de a vă da microfonul, aș vrea, domnule profesor, doar o întrebare în ce mă privește. Pentru cât există riscul ca, inclusiv în interiorul bisericii, să asumăm această atitudine în care imaginea este mai importantă decât evenimentul de viață, să credem că tehnologia, de exemplu, tehnologiile de astăzi, pot fi un mediu foarte eficient în promovarea sau în mărturisirea credinței, în misiunea bisericii. Și v-aș întreba, în ce măsură considerați că mediul tehnologic actual poate constitui un suport autentic în misiunea bisericii? Christ was not efficient at all.
It was just a big sermon and a meal. Atunci când i-a venit de cei 5.000 de oameni, nu i-a săpat la un veci, a fost doar o predică și He served lunch efficiently, but he did not save those people efficiently. What he did in saving people was individually, in the context of each individual's life, and he saved a very small number of people when he was here. You could almost argue that he was committed to inefficiency. Because he often hid from the crowd. He often told people that he had performed miracles for, don't tell anyone what I have done. He never wrote down his methods or his lessons, and he never asked any of his disciples to write down any of his teachings, ever. He was the living word, the living dialogue. And I would argue he was the master communication theorist. Because he knew that painful, slow, inefficient way. In a real living relationship with another. Is the only way you will save anyone. So when Billy Graham in America says, I can reach more people in a single television broadcast than Paul reached in his entire life. Așa că atunci când Billy Graham, Statele Unite, spune că eu pot să comunic mai mulți oameni printr-o singură difuzare la televizor decât a făcut-o apostolul pentru întreaga sa viață. He's making the argument that technological efficiency can help increase the speed and rate of Christianizing the world. El susține că tehnologia poate să And it's arguable that the number of people Billy Graham reached is larger than the world's population at Paul's time. So why is Christianity a dying religion? If efficiency of technology can help us. I can tell you this, but this is not an answer the church in America wants to hear. Ce se întâmplă la o audiență,
This is most obviously seen in America in a phenomenon called the megachurch. Where 5 or 10 or 15,000 people might show up on a Sunday. As a gathering of people, it's as successful as a major national sporting event like a soccer game. But as for how they practice their religion and what they do differently than the rest of the secular culture, it's very hard to say. Dar este foarte greu de spus ce se obține în ceea ce privește felul în care practică aceștia religia sau felul în care se diferențiază de cultura secundară. They're not building churches, they're not building monasteries, they're not teaching new schools, they're mostly just coming for the show, the spectacle. Nu construiesc biserici, nu construiesc monastiri, nu educă mai departe, ci mai departe vin acolo pentru a se bucura de spectacol. So if you like spectacle, you will like the megachurch. Așa că dacă vă place spectacolul, o să vă placă și megabiserica. But it's very hard to hear the still small voice of God and get more than spiritual milk, to get real spiritual nutrition out of an environment like that. Da, pentru mediul ca acela este foarte greu să auziți glasul încet al Domnului și să vă primiți cu adevărat credința și ascultătorul. One of the ways I consider the difference between true and false religion is the entertainment value. Eu văd că foarte importantă diferența între religia adevărată, legea autentică și legea falsă, acest lucru se pune pe divertisment. Does your religious service make you laugh and jump and shout and have fun? Când mergeți la biserică, după aceea simțiți că vreți să râdeți și să vă băiți și să vă distrați? Or does it make you humble? Quiet and maybe even cry because of your sin. Sau vă simțiți umil și sunt stăpânit și poate chiar plânge din cauza păcatelor voastre. So if you go to church to laugh, that's different than going to church to cry. Este o diferență că mergi la biserică pentru a râde și a merge la biserică pentru a plânge. And we have a clear example in Jesus Christ, who was not a man of laughter, but was a man of sorrow. Și avem exemplu foarte clar pe Iisus Hristos, care nu a fost un om al veseliei, ci un om al tristeții. But if you were to come to America and go to a megachurch this week, you would think the purpose of megachurch was not to make a man recognize his sins and weep over them and repent. You would think its purpose was to make a man have fun and have a good time. Dacă ați merge la o mega biserică acum în Statele Unite, ați avea impresia că scopul mega bisericii nu este să facă pe om să plângă, ci este să facă pe om să se distreze, să se simtă bine. So we have to make a big distinction between the growth of the sociological institution called church and the growth of true faith. Deci trebuie să fim foarte conștienți de diferența dintre instituția, dintre evoluția instituției sociologice, pe care o numesc biserica, și adevărata biserică. So in America, sociological religion and churches may be growing, but the faith itself is, I think, dying. Așa că poate că Statele Unite se dezvoltă biserica sociologică și credința sociologică, dar credința în sine cred că moare. And John Wall says that the tools of propaganda and technology and mass media are the biggest cause for the de-Christianization of the world that we see in the 20th century in Europe. Iar John Wall a spus că instrumentele media și instrumentele propagandă sunt principala cauză a de-Christianării din întreaga lume. Mulțumim mult pentru aceste cuvinte și o să vă rog. Da. Cred că s-a defectat, sper că nu a fost seminarul.
Ne-a raportat emoțional la prezentarea noastră, care a fost foarte bună, foarte eficientă, foarte documentată. Ne-a raportat emoțional foarte intens, pentru că noi înșine trăim sau facem parte din universul acesta simbolic și investim și simbolurile și conceptele pe care le-ați menționat cu semnificația lor teologică la fel ca lumea medievală. Dacă prezentarea dumneavoastră ar fi venit cu exemple din India, de pildă, în care și acele exemple ar fi prezentat de pildă, știu, ipostaze blasfemiatoare cu privire la religia indiană. Da? Toate acestea poate nu ne-ar fi rezonat în minte decât ca un caz, să zicem, curios de antropologie religioasă. Caz în care, și prima întrebare se referă la aceasta, dacă dumneavoastră cunoașteți tipul ăsta de marketing făcut în alte culturi, dacă se referă sau au aceeași intensitate antireligioasă ca și în cultura creștină, e o prima întrebare. Și o a doua întrebare este dacă nu cumva principiile de comunicare și de marketing folosesc o unealtă la îndemână, și anume universul simbolic în care suntem cu toții socializați. Da. Dacă așa este cazul, nu știu dacă se mai poate susține argumentul explicit anticreștin al politicilor de marketing actuale, ci pur și simplu sunt o relativă simplă explicație a faptului că oamenii ăștia trebuie să adreseze concepte care sunt foarte deja, să zicem, distilate în mintea noastră și foarte ușor de accesat. Deci, a doua întrebare este dacă se poate susține în acest caz argumentul acesta explicit anticreștin al politicilor de marketing. Pentru că dacă este adaptat la diverse culturi, nu este explicit anticreștin și pur și simplu se referă la simboluri culturale în care anumite populații sunt socializate. Mulțumesc. Yes, okay. It's a very astute observation. Because if you prefer
George Clooney to St. George and the Dragon, that is a big deal. Because it is desacralizing or profaning the most profound spiritual truths of our faith. And if our children cannot respond to those and take the symbol system seriously, then they will have no faith in the future. They will only have a faith in the market that provides them with a new playful symbol system. Conceptele însele au suferit deja o anumită formă de desacralizare, când devin simboluri culturale. Astfel încât societatea ca întreg nu le investește neapărat cu conținut teologic cum o fac cei credincioși. Dar ele sunt în același timp o bază, ele reprezintă de fapt baza posibilă, care fac posibilă socialitatea noastră. I agree with that statement, but I think every religious choice, every cultural choice, every religious choice is always and cannot help but be simultaneously a theological claim or statement, because it's always ultimately a reference between about the relationship with God and man. Cea mai destul de puternică să aude. Mi-a atras și mie atenția, ca și domnul profesor Lemeni, citatul acela care spune că pericolul cel mare este trivializarea și nu blasfemia. E, în lumina acestui citat există un fenomen care mă nedumerește și care vă rog frumos să-l comentați. Simbolurile creștine legate de marile sărbători, mai ales de Crăciun, au fost trivializate la maximum. Astăzi, Santa Claus este un agent comercial. Nu mai vorbim de bradul de Crăciun, mielul de Paști și așa mai departe. E, cu toate că au fost atât de puternic trivializate, mai nou sunt interzise în anumite capitale europene ca să nu jicnească sentimentele necreștinilor. Cum comentați acest lucru? What is this to do with kingdom? Just a question of what we're looking back. It is a problem, and so some Christians are now not celebrating Christmas in the consumer pagan way. So
You have to reclaim the symbolism. Este o problemă atunci, trebuie să ne recuperăm simbolismul. You have to steal it back from the commercial world. Trebuie să o luăm înapoi de la lumea publicității, de la lumea comerțului. So you have to create new rituals. Așa că trebuie create ritualuri noi. Other than chocolate bunnies and chocolate eggs. Și nu o iepure de ciocolată și ouă de ciocolată. Or Santa Claus and all the presents of Christmas. Sau cadourile de Crăciun. And this takes a good deal of creativity and a good deal of flexibility, because your children will fight you. They will be upset. Pentru aceasta este nevoie de multă creativitate și flexibilitate, deoarece copiii dumneavoastră vi se vor împotrivi, vor fi nemulțumiți. So, like the previous questioner said, it's a symbol system that they have come to accept, and they want their candy, and they want their presents. And why are you ruining it by making it just about Jesus or the resurrection? Așa cum a spus și cel care a pus întrebarea de dinainte, copiii vor dori cadourile, vor dori ciocolata cu pasul de Crăciun și vor fi nedumeriți, vor supăra. De ce am scris sărbătorile reducându-ne la altceva de ce imaginie, reducându-ne la Iisus Hristos? So, this is one example of a creative way of grounding the problem. Acesta este un exemplu de soluție creativă la această problemă. I'm not saying it's the best one, but it's something that our family has tried from time to time. Nu susțin că este cea mai bună soluție, dar familia noastră a încercat să o pună în aplicare din când în când. So you get as much candy as you can on Easter. Așa că te faci, primești cât de multă ciocolată vrei. But you get as much as you can, so that the day after Easter, you can give it away to somebody who didn't get it. Dar primești cât de multă poți, pentru că în ziua următoare să o poți da cuiva care nu a primit ciocolată. So instead of having 2 weeks of rotten teeth, they have one day. Așa că vreau să spice dinții pentru 2 săptămâni, fac acest lucru doar pozitiv. And then with your new ritual, your children are reminded that the purpose of being a Christian is to give, not to take. Și cu acest nou ritual este să reamintește copilor că scopul sărbătorii este să ofere, nu să primească. So, again, that's just one simple example, but it's a constant fight, and you have to constantly creatively come up with ways of doing it. Acesta este un singur exemplu, destul de simplu, dar lupta este continuă și cât mai greu să găsesc soluții creative. V-aș răspunde cu o glumă. Deci, înțeleg că cei care au interzis simbolurile creștine vor să ne ajute, să ne facă să creăm noi simboluri mai adecvate credinței. Un consum responsabil, un
his reference to having to remain as for his nephew is worse than just getting rid of the shot. It was also Edward Bernays, whose book, Crystallizing Public Opinion, was used by tehnica de vreme pe aceea preferi normașul sau are tehnica de vreme secundară în genitoare să vă epoca de piatră?
Ceea ce nu înțelegește de ce naște rol și la tehnologie. Adică cu ce ar fi dat mai multe zi cu zi. Am uscat un pic. Ați putea să repetați un pic mai ce întrebarea ca să pot să iau. De ce? Dacă Sfinții Părinți din trecut nu au condamnat tehnica vremii lor ca puterea armată, construcția de temple sau chestiile astea, cu ce ne afectează noi în mod negativ tehnologia astăzi, când de multe ori ne ajută, sunt o grămadă de lucruri pe păcuri din stafă, sunt bucuroși, sunt vezi, sunt la biserică, ești cu prietenii, care este rolul în sine a tehnicii vremii actuale? It's not true, that the fathers or the saints of the church didn't criticize technology. You have to understand this. Sfinții Părinți, nu este adevărat că Sfinții Părinți nu au criticat tehnologia. The second commandment is a criticism of technology. Thou shalt make no graven images. That's a criticism of Egyptian hieroglyphics in favor of Hebrew abstract alphabet. Even St. Paul in the New Testament said, the letter of the law kills, but the spirit of the law gives life. And that's a media theory. Writing hardens the perceptual categories, but speech liberates. Merge și spune, sistemul tehnologic înseamnă
unui mod de a fi care se bazează pe un determinism de tip algoritmic, în care centrală este raționalitatea de tip operatoric. Cu alte cuvinte, noi putem să fim într-o logică a sistemului tehnologic fără să avem niciun fel de instrument tehnologic. Dar atunci când suntem prizonieri tiraniei eficienței de care spunea domnul profesor, a încrederii în propriul sistem pe care îl generăm, bazat pe reguli, regulamente, știu eu ce știm, suntem familiarizați astăzi cu tot ceea ce înseamnă acest tip de birocrație, reglementări, norme și așa mai departe, înseamnă, de fapt, că suntem dominați de această logică de tip tehnologic. Iar aceasta, aici este și domnul profesor a spus foarte bine, este criticată de Sfinții Părinți într-un mod foarte clar. Pentru că părinții, aici este, dacă vreți, perspectiva duhovnicească. Sfinții Părinți au intuit Duhul din spatele unui anumit meniu sau unui anumit mod de a fi. Sfântul Vasile cel Mare Bogdan, pentru că l-a invocat, el atunci când îl critică pe un om, precum alți mari părinții ai bisericii, îl acuză că a transformat teologia în tehnologie. Întrucât Eunomiu se baza, se încredea, însă era foarte încrezător în puterea lui de a explica prin rațiune autonomă, prin rațiune de tip operatoriu, taina credinței. Și spune Sfântul Vasile cel Mare, ai transformat teologia, experiența de viață, în tehnologie. Deci să nu ne închipuim că tehnologia înseamnă ciocanul și săgeata. Sau cuțitul cu care tăiem pâine sau putem răni pe cineva. Nu vreau să mai intru acum în alte explicații, dar trimit de exemplu la un alt părinte al Bisericii, Sfântul Ambrozie al Milanului, care plecând de la Cain și Abel, arată două prototipuri de a fi în lume. Cain și pe linia lui, Tubal Cain, primul făurar, primul meșter, și ceea ce înseamnă modul de a fi perpetuat pe linia Cainului. Inclusiv acea fugă, acea neliniște, acea neputință de a-și găsi odihnă, ceea ce trăim astăzi în mediul tehnologic, stările, dacă e să citiți-l pe Sfânt, vă recomand Sfântul Ambrozie al Milanului, care, plecând de la aceste prototipuri de a fi, cum să spun, parte extraordinar de actual. Dacă citim modul de a fi al lui Cain, cred că o să ne regăsim, dacă suntem sinceri cu noi înșiși, o să ne regăsim în această stare de spirit. Deci lucrurile, cred, aici doar am vrut să nuanțez, să nu le punem foarte simplificator și, cum să zic, foarte, nu știu, lipsite de nuanțe. Deja orele sunt înaintate foarte pe scurt. Aș vrea, spuneam la început de prezentarea a două cărți deosebite, o să rog pe domnul profesor câteva cuvinte, dacă... Da. Atunci îl rog pe Silviu câteva cuvinte să prezinte cartea tradusă, cartea lui Cosman tradusă, pictura anacronic, distracția care ne omoară, discursul public în epoca televiziunii. Mulțumesc, e foarte târziu și vă mulțumesc că ați rămas până acum. Ce ar trebui să vă atragă la această carte pe care profesorul Victoria Anacronic și editorul Anacronic a răspuns cu foarte mare repreziune și a fost de acord să fie chiar la o carte pe care o lansează. Este de asemenea o completare a ceea ce spunea domnul profesor Lemenia din aura anume de tehnologiile, artefacte. Primul capitol din această carte
numai că se referă la nu la ce a făcut publicitatea din noi, ci la ce a făcut televiziunea din noi. Este o carte care se, nu numai că se citește, se saborează. Și pentru cei tineri, este un Bosman este un profesor pe care probabil nu l-au avut niciodată. Eu am avut senzația în cititul de Bosman, că e profesorul pe care, pe care mi l-am dorit, acel profesor care spune, uite cum e lumea, încearcă să o înțelegi, încearcă să o decodifici. Asta a fost Bosman pentru mine și asta am început, de asta l-am propus și de asta mă bucur enorm de mult că el este acum în fire și complet alături de noi. Pentru cei mai în vârstă, probabil că va fi o bună, bună explicație de ce televiziunea încă fascinează, de ce televiziunea încă creează percepții și distruge simboluri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Monsimplu. Vreau în câteva minute doar să adaug legat de prima carte, practic această, această carte a lui Bosman, tocmai ce a fost tipărită, slavă Domnului că a fost tipărită, a fost publicată chiar foarte puțin timp înainte de conferință, dar prima carte, la editura Anacronic, o carte absolut, cum să spun, aș numi o carte eveniment, o carte programatică, cartea lui Philip Johnson, Procesul lui Darwin, este, spun, o carte eveniment, pentru că Philip Johnson, profesor, a fost un profesor editabil de drept la Universitatea Berkeley, expert în științele juridice, specialist în pledoaria, în prezentarea argumentelor logice pentru a construi pledoarii pentru viitorii avocați. Scrie această carte în 91, în care nu doar are curajul, plecând de la argumente, să critique teoria evoluționistă, plecând de la, mă rog, premisele acestei teorii, dar mai mult decât atât. Deci nu este o critică a evoluționismului, este o carte care ne ajută să înțelegem că e important să gândim. O carte care vorbește despre curajul de a gândi în contextul în care această teorie, prin propagandă, ne-a fost furnizată în ultimele secole, ca fiind, și mai ales în ultimul timp, ca fiind noua religie, apropo, sunt mai multe noi religii, consumerism, dar evoluționismul, mai ales în discursul din 1959, la centenarul apariției ultimii speciilor, în discursul lui William Huxley, că spune explicit, umanismul evoluționist este noua religie, va fi noua religie care se va impune absolut în toate domeniile. Și Johnson pune punctul pe ei și arată miza ideologică a acestei teorii. Nu are de a face cu știință. Mai ales în ultimele capitole, atunci când vorbește de religia darwinistă, atunci când vorbește de educația darwinistă ca propagandă, atunci când vorbește despre știință și pseudoștiință, arată că miza ideologică a acestei teorii este de a explica lumea și viața fără Dumnezeu. De altminte, unul dintre susținători, Richard Leontin, profesor la Harvard, specialist în genetică, o recunoaște fără echivoc, un anumit cinism, dar măcar are onestitatea de a recunoaște atunci când sunt infirmate succesiv diferite pretinse dovezi, o spună fără niciun fel de ocolire. Nu ne interesează niciun fel de dovadă. Ne interesează un singur lucru, și anume, nu acceptăm să ni se pună prag în picior divin. Indiferent de dovezi, indiferent de circunstanțe, arată într-un mod foarte clar. Aceasta este miza. Miza de tip ideologic, iar Johnson arată cum această filozofie naturalistă, prin care se încearcă explicația realității fără Dumnezeu, este impusă într-un mod propagandistic, până într-acolo încât astăzi nu există niciun fel de domeniu, nici măcar în teologie, și arată Johnson foarte bine, care să nu fie infestat, practic,
de ceea ce înseamnă această intruziune de tip ideologic și în numele științei, din fiecare domeniu, există acest demers de a justifica propria explicație și propria teorie, fie că vorbim de fizică, fie că vorbim de, nu mai vorbim de biologie, de fizică, de matematică, algoritm evolutiv, în religie, deismul evoluționist, totul trebuie acomodat la această nouă religie. De aceea cred că este o carte eveniment, pentru că, dincolo, încă o dată, de argumentele interne, care sunt redundante, sunt absolut foarte incisive și foarte percutante, se simte acest impuls de a ne încuraja pe fiecare dintre noi să nu asumăm prejudecăți ideologice, chiar dacă acestea sunt legitimate și invocate în numele autorității științei, ci să avem curajul de a reflecta într-un mod critic și propriu, plecând de la ceea ce ni se servește de multe ori ca fiind argumente științifice, dar, evident, îmbrăcate în haină ideologică. Nu spun mai mult, dar încă o dată este o carte, de fapt este o carte care a deschis după aceea o serie de alte lucruri, alte domenii, mai mulți oameni de știință s-au simțit încurajați și din diferite domenii, să spun, au devoalat această miză ideologică a acestei religii intitulată evoluție. Și încă o dată pe care noi o asumăm de ceva timp, indiferent de circunstanțe ideologice. Aduceți-vă aminte, în timpul regimului comunist, în școlile noastre așa am învățat. Atunci poate nu credeam atât de mult. Astăzi, indiferent, ideologiile s-au schimbat. Numitorul comun a rămas. De ce? Pentru că acesta este numitorul comun. De a explica lumea fără Dumnezeu. De a substitui pe Dumnezeul viu cu tot felul de cauze naturale. Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Îi mulțumesc domnului profesor pentru prezentarea de excepție și încă o dată tuturor pentru răbdarea și mai ales pentru această participare empatică s-a simțit